Bună ziua, dragi colegi! Mă aflu în fața unuia dintre cele mai importante obiective turistice din orașul nostru și anume Teatrul Național Vasile Alexandri. Teatrul Național Vasile Alexandri este o instituție publică, culturală și este cel mai vechi teatru național din România. Înființat în anul 1840, sub conducerea lui Costache Negruții, Vasile Alexandri și Mihail Cogălnicianu, teatrul a funcționat din 22 decembrie 1846 în noua sală a Teatrului cel Mare din Copou. Însă, în noaptea de 17 spre 18 februarie 1888, în urma unui incendiu devastator, clădirea Teatrului din Copou a fost distrusă. O nouă clădire a fost construită pe locul vechii primării a orașului, între anii 1894 și 1896, fiind considerată a fi cel mai vechi și cel mai frumos lăcaș de acest gen din țară. La 1 decembrie 1896, clădirea Teatrului Național a fost inaugurată de primarul Nicolae Gane. Planurile arhitecturale ale noii clădiri au fost realizate de către cei mai mari arhitecți vienezi și au proiectat construcții similare și la Viena. În prezent, această clădire găzduiește și Opera Națională Română Iași. Inaugurată odată cu teatrul, uzina electrică a acestuia a marcat începutul iluminatului electric la Iași. În anul 1956, cu prilejul aniversării a 140 de ani de la primul spectacol în limba română, Teatrul Ieșan primește numele marelui poet, dramaturg și om de cultură Vasile Alexandri. Clădirea reprezintă un adevărat juvaier arhitectonic, sub cupola căruia se regăsesc splendide opere de artă. Orașul nostru se poate mândri cu această clădire monumentală, iar turiștii trebuie să o includă pe lista lor obligatorie a obiectivelor de vizitat din Iași.